Salut! În clipul de astăzi vrem să vă prezentăm o lucrare. Aici avem de tencuit un perete la o ușă. Tencuit și aici peretele. L-am îndreptat. Ce să zic mai, Daniele? Ce mai jurele? Niște tencuie, niște faianță, grețe, rigipsuri. Viorele, dar ce vine de lipești? Da, Dani. Viorele, frumos, finisăm, îndreptăm. Pentru faianță, Dani. Ia spune, Viorel, ce mai ai făcut în această încăpere? Ce ai mai lucrat? Niște demolări. Ce ai făcut aici în găurica asta? Ce vine aici? Vine mașina de spălat? Mașina de spălat, Dani. Am mărit spațiul. Te încuiți și aici, frumos. Jos, șapă. Și gresie, da, Viorel? Da, Dani. O să mai punem niște intervenții la scurgere, la mașina de spălat. Aici va veni o țavă 40 sau 50, tras frumos în sifon, conectat la baie și dat în principal afară. Perfect, Viorel. Alimentările deja le avem, apă caldă, apă rece. Perfect, să mergem mai departe să vedem ce ai mai lucrat, Viorel, în camerele celelalte. Aici peretele cu cealaltă căpere, care dă, unde Viorel tencuie. Aici am astupat o ușă, am tencuit. Scos parchetul de aici, înlocuim parchetul. Peste tencuia l-am aplicat o mână subțire de adeziv, iar după vom da cu glet ceresit CT126, iar pentru finisaj CT127. Iar după aceea va veni camera gata cu vopsea lavabilă. Aici e bucătăria. Facem o gaură de scurgere în perete. Cu burghiu de 1 metru. Da, așa, cam jumătate din înălțimea ta, Viorele. Ia 22, diametrul burghiului. Îmi duce pe ceavă, trebuie să 32.
am pregătit terenul pentru placarea cu rigips. Am prins CD-urile, UD-urile. Bridele le-am pus din 40 în 40. Acum aprindem profilele cu furici. Le fixăm. După ce prindem bridele de profile, urmează placarea, chituirea, lambinări. Profilele, înainte de a le întări cu bride, le-am pus toate la un loc, să fie egale, drepte, între ele. Distanța de 40. Am întărit profilele cu bride și am început placarea cu rigips verde pentru umiditate din baie aici. Termina placarea peretelui cu rigips. Am chituit și rosurile. Am aplicat bandă de îmbinări. Cu kit de reparații Knauf. Iar după ce se usucă, vom da cu oglet și mă finisa. Astăzi montăm cada la baie, cada de la Fibrexco. Am fixat platbanda. Am prins șurubele autofiletante în bază. Reglăm picioarele. Fie toate la aceeași înălțime. Iar după, mai reglăm după teren, să vedem cât necesită. Cum o luăm. Pregătim să facem scheletul metalic pentru a placa cu rigips, să închidem cada
pus laserul, prins un profil partea de sus a căzii, și acum prindem la linia de la laser celălalt profil de jos. Colțul de jos, de sus, dar nu bate cu colțul de jos, știi? Absolut viorel. Totul frumos la nivel cu laserul. Frumos. Bun. Care e o paștionare? Facem schetul metalic pentru cada de baie Fibrex. Ca să placăm cu rigips. Frumos, la nivel. Și la laser, Dani. Și la laser, totul la nivel, la laser. Urmează fixarea profilelor. Totul frumos, în unghi, la boloboc, la nivel. Acum urmează să le fixăm. Am întărit profilele. Acum punem placa de rigips. Verde pentru baie, pentru umiditate. Am încheiat-o cu rigips. Făcut și găurică pentru ușa de vizitare. Frumos, la nivel. Iar acum vom placa cu faiantă. Beton. Am terminat de placat și cu faianță. Pe cada Fibrex. Frumos, unghiuri la 45 grade, lipite. Tot. Baia este aproape gata, frumos, tot. La nivel, lavabil. Vinglu tot la nivel. Bună dimineața, Dani! Bună, Viorel! Am aplicat prima mână de vopsea lavabilă, alb, care acum ne pregătim să dăm culoarea și la doua mână. În început facem luminările cu rola de colțuri. Rola de colțuri. Iar după aceea picăm cu trafaretul cel mare. Frumos, Dani, frumos. Frumos, cu colțuri. Și așa să nu rămână surplus. Ai pus și faianța în bucătărie, Dani? Frumos, Dani, frumos, urmează zugrăvirea. S-a dat cu amorsă în prealabil. Da, nu de timp. Cât dăm mai de vopsa la lavabilă, se usucă amorsă și ne pregătim pentru cealaltă tare. Să aplicăm și acolo vopsa la lavabilă. Prima mână.
cu primul vise. Mergem și în coridor, după aia în baie. Coridorul mic, reparații. Gresia, adezivul. O să revenim pe parcurs cu următoarele etape. Vă salutăm! Am terminat de aplicat vopseaua la lavabilă, a doua mână. Acum ne apucăm de cealaltă cameră. Ne-am apucat la pus banda de hârtie să izolăm ușile, geamurile, banda de hârtie să nu le murdărim. Și dăm și aici prima mână de vopsea lavabilă, iar după culoarea. Merge treaba, Viorel? Merge, Dani. Absolut. Totul la nivel. Frumos. Mascăm, procesăm. La fel ne apucăm marginile după perete. Am pus și parchetul în cameră. Lintă. Am terminat de aplicat și a doua mână de vopsea lavabilă cu culoare. Tot Imon Vice am folosit și aici. Acum Viorel dezlipește banda de hârtie care am pus-o să protejăm ușa, să nu o murdărim. Curățăm tot, facem frumos. Ceva, Dani. La muncă, Viorele, muncim cu drag și spor. Absolut. Acum facem curățenie, frumos, tot și camera este gata. Bucătăria. Între timp s-a uscat vopseaua la lavabilă și în cameră. Acest gri închis
ca vremea de afară. Așa mai înorat cum e cerul. Aici am folosit un galben mai deschis. Mi-am apucat de a aplica vopsea lavabilă și pe colidor. Prima mână vopsea alb. După aceea o să dăm și culoarea. Merge treaba, Viorel? Merge, da. Între timp am terminat la baie prima mână, vopsea lavabilă. Să o suce și venim cu a doua mână. Ne-am apucat și de a doua mână, culoarea pe colidor. În albastru, ca cerul, senin. Albastru ocean, dar. Albastru ocean, rele, desigur. Ești pe sticky acum. Antimucegai. Frumos, la nivel.